Deci s-au adunat toți oamenii care îl susțin pe Nicu Șordan în această alianță și în acest, uite, și pe Elena Lasconi, în această alianță pentru București, în acest, această majoritate pe care o va avea Nicu Șordan în Consiliul General. Îl vedem și pe primarul sectorului 6, pe Ciprian Ciucu, în imagini, este și fostul primar al sectorului 2, Radu Mihaiu, sunt consilierii generali îl vedem Fetianu Burduja, că tot vorbeam. Deci este plin de lideri de la principalele partide, cele care îl susțin pe Nicușor Dan, așa cum vă spuneam. Mai rămâne și cu imaginele. Marius Pașcan, te rog, sunteți parte din această coaliție care îl susține la București pe Nicușor? Da, și să dea Dumnezeu să fie un semnal util Programatic, dacă se poate, o viziune integratoare a dreptei pentru ceea ce urmează și așteaptă România în viitor. Eu cred că este relevant un astfel de referendum din următoarele puncte de vedere. În primul rând, ar trebui să fie absolut obligatoriu referendumul ca măsură de întoarcere consultativă la popor în orice situație în care, la nivel de vârf, politicienii ajung să dea de blocaje, să nu se înțeleagă, să nu știe în ce direcție să o apuce și cine are dreptate. Într-o astfel de situație, referendumul, întoarcerea la popor și la decizia suverană acestuia ar trebui să fie obligatorie, iar referendumul să fie obligatoriu de transpus în practică și în legislație. Pe de altă parte, ca specialist în administrație, vă spun, administrația publică, Pur și simplu devine aproape irelevantă primăria generală a capitalei, câtă vreme nu are un cuvânt decisiv, suveran de spus, în decizii care privesc hotărâri integratoare, proiecte mari de dezvoltare, de infrastructură, de noi căi de infrastructură la nivelul capitalei și fiecare primar de sector ar face ce ar vrea pe moșia proprie, fără să conteze ce fac ceilalți sau dacă se pot armoniza sau nu. Cred că tocmai ăsta este rolul decisiv, relevant al primăriei capitale, al primarului general, pentru că el poate integra toate proiectele, poate avea o viziune integratoare și poate promova acele proiecte care într-adevăr sunt relevante pentru întregul București, nu doar pentru interesele politice, de multe ori în derivă sau în contradicție, în conflictualitate cu alte primării de sector, cu alți primari care sunt mânați de interese pur politicianiste. Așadar, e un prim pas în care îi se dă mai multă relevanță, mai multă putere de decizie, mai multă putere în a asuma proiecte integratoare pentru capitală, pentru interesul general al capitalei și nu doar pentru un anumit sector. Al minteri, primăria generală ar putea fi desfințată. N-ar mai conta câtă vreme fiecare primar de sector ar face ce vrea el pe mocia lui și nu-i ar păsa de ce fac ceilalți. Da, rolul administrației. Da, primăriei problema e că la un moment dat poate să vină un alt primar general care s-ar putea să fie ca la el pămoșie dacă îi dăm atâta putere. Uh, însă, da, rămâne un. El acest... să se întoarcă la popor, Ioana Constantin. Să da, se, da, se întoarcă prin referendum a, la a, popor. Întrebarea, a, întrebarea a, a, domnului Negrescu a, este extrem de justificată. Uh, da. Răspunsul este însă că o întrebare la referendum nu poate conține toate detaliile legislative care urmează. Adică să vă fie... angajați cu partenerii dumneavoastră să Dar puneți în practică în Parlament. În pe care domnul președinte Ciuca a avut-o cu domnul primar, da. în care a reușit sprijinul pentru transpunerea în practică în situația unui rezultat pozitiv. A existat o discuție, nu e vorba de condiții, este vorba de, um, dacă vreți, îmbunătățire, pentru că cele două întrebări sunt, Consiliul General să decida cu privire la bugete, perfect justificat, cu condiția să existe niște criterii. Pentru că, după cum spunea, după cum spuneați dumneavoastră puțin mai devreme, acest, această modificare nu e pentru azi, e pentru 20-30 de ani de acum înainte. Da. Și oricând, dacă nu există criterii de repartizare, oricând se poate forma în Consiliul General, o majoritate a partidelor care au